Roxana Neme și Călin Hagima sunt mai fericiți ca niciodată. Asta pentru că în sfârșit relația lor s-a oficializat și au spus cel mai sincer da în fața altarului. Ei bine, acum pentru a sărbători marele eveniment, cei doi proaspeți soți au plecat în luna de miere pe una dintre cele mai cunoscute zone de litoral din lume. Roxana Neme și-a spus cel mai sincer da din viața sa și se vede cu ochiul liber că vedeta este mai fericită ca niciodată. Ei bine, după ce relația dintre ea și Călin Hagima s-a oficializat în sfârșit în fața altarului, luna de miere nu putea lipsi în fel și chip din peisajul de poveste pe care cei doi proaspeți soți îl trăiesc în acest moment. Așa că au plecat pe litoral în străinătate pentru a sărbători marele eveniment. Roxana Nemes își ține tot timpul fanii la curent cu noutățile din viața ei, așa că și luna de miere nu putea trece neobservată, astfel că s-a postat mândră pe rețelele de socializare din vacanța de lux în care a plecat alături de proaspătul său soț, Călin Hagima. Cei doi amorezi au ales o locație exclusivistă pentru a sărbători marele eveniment din viața lor, oficializarea relației în fața altarului, și pentru a nu vă mai ține în suspans, vă spunem că Roxana și Călin au plecat pe tărâmuri franțuzești, mai precis pe coasta de Azur. Așadar, artista a impresionat prin aparițiile sale pe Instagram din luna de miere, iar fanii au reacționat imediat la postările ei prin like-uri, dar și comentarii. Fanii s-au bucurat foarte mult pentru faptul că Roxana Nemes s-a căsătorit, mai ales că persoanele care o îndrăgesc foarte tare pe artista așteptau cu sufletul la gură fericitul eveniment. Cu toate acestea, un lucru a cam pus semne de întrebare imediat după ce vedeta a postat imagini de la nuntă pe rețelele de socializare, acela că Roxana nu a făcut niciun anunț referitor la data evenimentului. Așadar, pentru a lămuri politicos toată această situație și pentru a le răspunde fanilor ei la toate întrebările, în cadrul unui interviu într-o emisiune TV, Roxana Nemes a explicat de ce a organizat nunta în mare secret. Astfel, vedeta a spus că și-a dorit ca una dintre cele mai frumoase zile din viața sa să fie petrecută alături doar de persoanele dragi.